Scandal în educație, noile modele de subiecte cu teste grilă pentru BAC și evaluarea națională au fost retrase aseară de pe site-ul Ministerului de Resort. Valul de nemulțumire exprimat în mediul public după schimbarea peste noapte a structurii examenelor pentru anul în curs a făcut ca noile modele să dispară pur și simplu de pe pagină la câteva ore de la publicare. Oficiale au anunțat introducerea testelor grilă în structura examenelor cu doar șapte luni înaintea acestora, deși legea spune că examenele nu pot fi modificate pentru anul școlar în curs. Florin Lixandru, secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, spune că modelele de subiecte au fost publicate ieri, dintr-o eroare a Consiliului Național de Evaluare și Examinare. Am hotărât împreună cu doamna ministru Plumb ca mâine să discutăm oportunitatea schimbării structurii examenelor împreună cu părinții, elevii, reprezentanții Consiliului Național de Evaluare și Examinare. Mâine va avea loc o consultare cu toată lumea la minister. După discuția de mâine vom ști cum vor fi subiectele dacă mergem pe vei chiul format sau introducem testele grilă, a declarat Florin Lixandru pentru Hot News. Sfidarea legii prin introducerea și scoaterea testelor grilă peste noapte fără nicio dezbatere publică și fără niciun studiu de impact nu pare să-i deranjeze pe toți. Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți, spune că este o măsură binevenită. După părerea noastră, este o măsură bună, având în vedere rezultatele de la contestații. Ministerul Educației nu a încălcat nicio lege și a asumat însă în totalitate această decizie fără să-i includă în grupul de lucru sau la nivel de comisie tehnică reprezentanții părinților și elevilor, cu toate că după finalul evaluării naționale și a bacalaureatului de anul acesta a avut loc o discuție cu noi în acest sens, a spus Iulian Cristache pentru Hot News. Noile subiecte au fost introduse la propunerea fostului ministru al educației, Valentin Popa.